Oprește, bă! Ce ai, dracu? Voi face pe dracu un patru să-mi pun alarmă la bicicletă. Nu aș avea niciun câștig în siguranță. Mi-ar salta o hoții de biciclete cu alarmă cu tot. În București, unde totul se fură, e o fatalitate să-ți se fure bicicleta. O chestiune de timp, dar eu tot i-aș pune alarmă. Cea mai sensibilă alarmă de pe lume i-aș pune. Una care să înceapă să urle la o mișcare de la 10 metri. Nu, la 20. 10. Iar când dă vreun maidanez cu coada, literalmente să explodeze. Aș vrea să audă și vecinii mei. Zi, noapte, nu contează, o alarmă cu adevărat puternică. Lor le plac alarmele. Bucureștenii, în general, adoră alarmele. Când va porni leta să țipe, vecinii vor ieși la geamuri crezând că e atacată vreo mașină de-a lor. Însă când se vor dumii, vor răsufla ușurat și vor spune: a, e bicicleta aia de la Cotidianul. Iar eu de la etaj, țac, cu telecomanda, voi schimba melodiile una după alta și voi da sonorul la maxim. Nu pot să nu le fac această bucurie. Știu că le place. Voi strâne multă invidie cu noua mea alarmă. Pe lângă bloc sunt câteva rable pe chituci, n-au mai fost turnite de când era benzina bun de larg consum. Proprietarii le-au pus chiar și la acelea alarme și când nu le declanșează vreun câine cu jetul de marcaj, ies ei la geamuri și zvârl cu obiecte mărunte de prin casă. Altfel nu mi-explic de ce tu și nino într-una. Eu o să-mi iau o alarmă și mai performantă, mama tuturor alarmelor, cu melodii fără număr și capabile de toți decibelii. S-ar putea să coste cât o mașină, dar merită. Cu o asemenea alarmă mi-aș câștiga respectul tuturor. Voi intra și eu în rândul lumii. Iar bicicleta mea se va bucura cel puțin de considerația acordată unei mașini. Ideal ar fi fost un girofar, însă nici nu îndrăznesc să visez, nu e pentru muritorii de rând. Voi impresiona pe oricine cu bicicleta mea cu alarmă. Dar nici de bicicletă nu e neapărat nevoie. Nu-ți trebuie decât o alarmă ca lumea pe care să o porți la gât și în somn.